Strategia de dezvoltare a Făgărașului a ajuns la final. După mai multe dezbateri publice și consultări, s-a ajuns la forma finală a strategiei. Astăzi, în sala mică a Casei Municipale de Cultură, a avut loc ultima întâlnire a reprezentanților Făgărașului cu cei din cadrul firmei de consultanță care au realizat strategia. Suntem la capătul unei perioade de mai bine de 6 luni de zile în care am strâns toate informațiile în ce privește strategia de dezvoltare a localității pe următorii 20 de ani. De fapt, este o lucrare realizată de o firmă de consultanță pe baza tuturor informațiilor primite de la factorii de decizie din Făgăraș sau de la oameni simpli, de la oricine a avut ceva de spus. S-a realizat o analiză diagnostic asupra Făgărașului și a țării Făgărașului și s-a realizat un plan strategic cu chestiuni clare pentru ca să fim pregătiți, să avem o astfel de lucrare, să fim pregătiți pentru ca pe perioada 2014-2020 să putem accesa fonduri europene în baza voinței cetățenilor municipiului Făgăraș și ținând cont de toate localitățile din țara Făgărașului, sunt unele chiar de la granița cu județul Sibiu, care vor să se integreze în tot acest mecanism. Făgărașul are la această oră o suprafață de 400 de hectare în intravilan și adună la bugetul local în jur de 300 de miliarde de lei vechi. Însă trebuie precizat că doar 70 de miliarde sunt venituri directe din taxe și impozite locale. Ultimul recensământ a relevat faptul că populația Făgărașului a scăzut cu 24%. Declinul demografic la nivelul țării Făgărașului este de 13%, cauzele fiind sporul natural negativ și migrația internațională. Acestea sunt doar câteva aspecte de care au ținut cont reprezentanții firmei de consultanță la întocmirea proiectului strategic al Făgărașului. Până vineri se vor aduna ultimele păreri legate de strategie, urmând ca vineri seara acesta să se finalizeze. Am înaintat treptat pe parcursul ultimelor 4 luni și acum avem deja un portofoliu, o listă concretă de proiecte, o viziune trasată, un set de obiective pe care am discutat și data trecută când am venit în octombrie la întâlnirea cu mediul de afaceri. Acum avem și vom prezenta și modul în care vedem că se pot operaționaliza aceste obiective în proiecte concrete. Și o să trecem puțin în revistă la ce ne-am gândit. S-ar putea să fie puțin obositor fiindcă sunt din foarte multe domenii, de la infrastructură de utilități până la cultură și... Practic, începând cu 1 decembrie, Făgărașul va avea strategie de dezvoltare.